variante concursuri, am și identificat, avem la Hârșova, ia cât se îmbină foarte bine, eficiența energetică și dotarea ambulatorului. Lângă ele, pentru că este lângă spital, da, vine și proiectul heliport. Este un proiect care mie personal îmi place, deși sunt vreo 2-3 contestatari. Nu înțeleg de ce, fără să fiu răutăcios, le-am urat să nu aibă parte de heliport, dar acest proiect a plecat la drum ca urmare a unei analize. Și în condițiile în care în actul medical se dă o luptă între viață și moarte, cum spun medicii, unde și o secundă este foarte importantă, atunci a venit ideea să facem un heliport în incinta spitalului. Și de aici am demarat tot ceea ce înseamnă acest proiect. În momentul de față așteptăm să votăm și noi bugetul în Consiliul Local și după aceea, în acest an, eu cred că vom construi platforma heliportului. Acum, la Hârșova, și locuri de cazare pentru medici, pentru că Hârșova, fiind la 84 de kilometri de Constanța, poate că nu era atractiv pentru medici să vină în localitate. Acum, cu noua salarizare, orică ești la Constanța, orică ești la Hârșova, practic ei același, mă rog, pe acolo, dar același salariu. Da? Și s-a deschis o linie pe Agenția Națională de Locuințe de construirea unui bloc pentru specialiști în sănătate. Astăzi am înțeles că s-au turnat stâlpii. Deci, suntem în parametri și cu acest proiect, așa cum suntem în parametri cu toate proiectele pe care în momentul de față Hârșova le are în derulare. Vreau să construim acest bloc ce are ca termen de finalizare vara acestui an, iulie, august, și atunci cred că medicii vor fi mult mai atrași de, pe lângă frumusețea orașului Hârșova, și de faptul că vin la Hârșova și au o locuință asigurată. Ca un orizont de desfășurare acestor proiecte, hai să spunem pe termen mediu și termen scurt și mediu, adică undeva în 2019-2022. În 2019, acum îmi propun să finalizăm, conform graficului, blocul pentru medici. Îmi propun să finalizăm platforma. Nu înseamnă că efectiv terminăm construcția heliportului, dar să finalizăm platforma acestuia. Pentru 2021-2022 avem de finalizat eficientizarea energetică a spitalului, pentru că aceste construcții de reabilitare vor începe de la anul. Iar odată finalizate cu... La anul intenționez să finalizez, pentru că este pe 12 luni, să finalizăm și proiectul privind dotarea ambulatorului cu echipamente de 1,2 milioane euro. Deci, de-aia spun, termen scurt și mediu, undeva până în 3 ani de zile. Cert este că odată implementate aceste proiecte, sau odată implementat proiectul acesta cu construcția blocului pentru ANL, vom renunța la proiectul de contare a transportului pentru medici, pentru că atunci când ai locuințe, îi chemăm pe medici să vină, să muncească în Hârșova, așa cum au venit și alți medici înainte. Deci când vom finaliza proiectul de dotare a ambulatorului, vă spun că vor veni medici, chiar dacă vor avea un salariu puțin mai mic decât în alte localități, numai pentru că vor lucra cu echipamente performante. Da? Că de multe ori nu te uiți doar la bani, te uiți și cu ce lucrezi. Cu mediul de lucru, exact. Deci, aceste proiecte pe care le-am demarat eu, nu arată decât un singur lucru. Faptul că eu vreau să dezvolt orașul. Și vreau să dezvolt implicit spitalul, discutând acum despre el. Pentru că este un spital în care, atunci când ne este greu, nu contează că ești primar sau că nu ești primar sau că ești un cetățean la Șubi Hârșova, te duce acolo. Acest spital a fost ridicat, construit în anul 1965. În 1965, până în prezent, nu s-au făcut deloc lucrări de reabilitare, doar mici reparații, zugrăveli, lucrări de genul acesta. Acum, lansându-se programul operațional regional 2013-2020, am vrut să beneficiem
de acest program și cu acest, și această, în acest scop chiar am făcut un proiect, l-am depus cu cererea de finanțare. Deci valoarea totală a investiției este de 8.365.000 de lei. 98% reprezintă contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României. Bani rambursabili. Da, bani rambursabili, iar 2% vor fi din contribuție proprie, cofinanțare. V-a schimbat în perioada din PVC să vă pune ceamuri termopan. Se vor face lucrări de reparație la instalația termică interioară, la calorifere, dacă vor trebui schimbate, conducte, țevăraie. Placa de peste spital și peste policlinică vor fi reabilitate, se vor hidroizola, acoperișul, se vor monta niște panouri, se va face o instalație de încălzire solară care va contribui la încălzirea apei și din spital. Deci ambulatoriu este un alt proiect depus pe fonduri europene, deci vrem să dotăm ambulatoriul din spitalul orășenesc, adică toate cabinetele vor fi dotate cu aparatură modernă. Acel reabilitație energetic? Acest proiect noi deja l-am depus, am trecut de prima etapă de verificare la Agenția de Dezvoltare Regională și sperăm să trecem și de a doua etapă și să semnăm după aia contractul de finanțare. Este un bloc construit prin Agenția Națională de Locuințe. Blocul este destinat special specialiștilor din sănătate, în vederea închirierii. Blocul va avea 16 unități locative. E un bloc parter plus 3 etaje, câte 4 unități locative pe fiecare etaj. E în construcție, deja s-a turnat fundația, s-a turnat și placa peste fundație. Zilele trecute am văzut că deja era montată armătura pentru stâlpi, deci din câte știu eu, anul acesta va trebui să fie dat în funcție. Este foarte importantă reabilitarea pentru că pregătește viitorul medicilor care vor veni aici. Sunt niște medici secundari care au post în spitalul Hârșova. Și vedeți, dumneavoastră, este foarte important pentru un medic să vină într-un mediu care îi permite sau îi va permite să-și desfășoare activitatea la standardele la care a fost pregătit. Asta este unul din lucrurile esențiale, lăsând deoparte partea materială. Mediul în care lucrează și posibilitățile pe care le are să-și desfășoare activitatea pentru care s-a pregătit atâția ani, în condiții decente, aproape de ceea ce există în întreaga lume, este un factor important în atragerea medicilor. Ca să vorbim concret, vă referiți la aparatură? În primul rând la aparatură, dar și la crearea unui climat de ordine, de disciplină, de încredere în ceea ce înseamnă actul medical. Factorul uman este esențial, să știți. Și atâta timp cât noi reușim să creăm un nucleu de cadre bine pregătite, care sunt securizate în ceea ce privește locul de muncă și condițiile locului de muncă, care au încredere în echipa managerială, lucrurile nu vor evolua decât spre bine și foarte bine. Referitor la pregătirea pentru a primi, așa cum se cuvine, cu în condiții deosebite, știu că avem sprijinul primăriei orașului, care este totdeauna aproape de noi și ne ajută și ne sfătuim la proiectele pe care vrem să le derulăm, și este în construcție un bloc de locuințe care este foarte important pentru tinerii medici și cadre medicale, medici care vor veni aici să aibă un loc unde poate să stea și să fie ok din acest punct de vedere. Noi avem în fiecare an, mai ales în anotimpul de iarnă, foarte multe costuri cu încălzirea spitalului, nefiind placat și izolat, pierde foarte mult din partea termică pe care o generează centrala pe care noi avem acum pe electric. Cu eficientizarea energetică, eu cred că vom consuma mult mai puțin curent, în timpul de iarnă de 80.000-90.000 pe lună. De lei. De lei, ceea ce e foarte mult. Și preconizați să ajungeți la? Eu zic că la vreo 50.000 va fi o chestie corectă, mai ales că eficientizarea energetică ne va modifica puțin încălzirea clădirii, deoarece în proiect sunt prinse două centrale pe pereți. Există un alt proiect pe fonduri europene pe care primăria l-a depus. Din câte am înțeles, au și trecut din etapa de evaluare, acum sunt la etapa tehnică. Este un proiect de dotare a ambulatorului integrat,
cu echipamente medicale în valoare de 1.200.000 de euro. Necesarul l-am făcut împreună cu firma de consultanță. Firma de consultanță s-a implicat foarte mult, având o experiență foarte mare în domeniul ăsta. Elicopterul care ne ajută prin solicitarea noastră la 112 aterizează pe stadionul orașului, care este la vreo 5 minute de spital. La 40.000 de locuitori, eu zic că este foarte important ca ambulanța să fie liberă, iar pacientul să plece cât mai repede din spitalul nostru, în cazul unui accident foarte grav, la un spital de o clasă superioară, cum ar fi Spitalul Județean Constanța.